Și poate ca să o protejăm, să nu mai încalce regulamentul, să nu mai conducă nici ședințele plenului reunit. De asemenea, domnule Marco Bel, ați venit aici și ne-ați certat pe parlamentar că legiferăm. Eu, care cunosc foarte bine statutul Uniunii dumneavoastră și este una din cele mai democratice din punct de vedere a statutului organizației politice sau culturale, cum vreți dumneavoastră să numiți organizația, și că respectați în cadrul organizației principiile democratice, veniți și ne certați pe noi în plen că legiferăm și la Senat s-au modificat din 300, nu știu, 20 de articole, 200. Asta e menirea Parlamentului, domnului vicepremier, și nu veniți și certați parlamentarii. Și dumneavoastră sunteți senator și aveți această menire de a legifera și nu vă deziceți de acest drept. Legat de ordinea de zi, sigur că doamna președintă, așa cum face de obicei, ne bagă pumnul în gură. Am solicitat de zeci de ori cuvântul pe procedură pentru a cere o pauză de consultări ca să înțelegem ce vrea domnul Mircea Toader să punem pe ordinea de zi, nu mai legat de angajarea răspunderii pe legea educației și legat de celălalt punct pe care dânsul l-a propus, pentru că îl cunoaște, cred că, numai dânsul. Atunci când vrem să votăm o ordine de zi, trebuie să știm despre ce e vorba. Sigur că revenind la angajarea răspunderii pe legea educației, domnule prim-ministru, dumneavoastră sunteți profesor de drept constituțional, dar azi la examen în fața Parlamentului, cu indulgență ați luat nota 4. Sunt două decizii ale Curții Constituționale, una este foarte exactă, angajarea este neconstituțională, și a doua se referă la moțiune care la fel este corectă, pentru că protejează împotriva unei puteri ca dumneavoastră o moțiune depusă de opoziție ca să nu puteți să o împiedicați să se dezbată. Dar de la cele două decizii ale Curții Constituționale până la ceea ce faceți dumneavoastră astăzi este cale lungă. De aceea, la propunerea făcută de președinta ședințelor comune, de președinta de ședință, Partidul Social Social-Democrat și grupul parlamentar PSD-PC n-a votat, iar dacă legat pe acest subiect continuați în felul acesta, rămâneți dumneavoastră în sală și faceți ce vreți cu țara asta. Sufocați-o complet și terminați-o. Grupul PSD-PC va părăsi sala în acest moment. Mulțumesc. Domn președinte John, nu știu, da, dumneavoastră sunteți suspendat. Doamnă președintă, domnule prim-ministru, stimate colegi, stimați colegi,